Bună dimineața! Ce vreau să vă arăt azi? Castraveții, da? Cum se pot crește odată. Susținuți, da, de gard, dacă nu avem solar, că pun și pe lângă gardul, nu numai în solar, da? Și rupem frunzele astea. Ăsta e un stil, da? Susținuți. Și mai este stilul gazonier, cum ar fi ăsta, uitați, lujerul ăsta, lăsat pe pământ, în care cresc, pot crește pe tot solul castraveți. Eu nu-l las, decât că am fost plecat și s-a culcat el. Trebuie să-l susțin. Bun, de ce? Ce avantaje, dezavantaje sunt? La cel negazonier, adică cel susținut, văd castraveții. Și și așa, vedeți, au crescut mari, gros, un cornișon. Da? Și mă duc. Păi, îi observ mai bine, da? Ce fac? Îi culeg. Opa, așa. Da? Și o să vă explic imediat. Am atacuri de trips, da? Sunt în grădină ăștia. Să vă explic imediat diferențele între susținut și gazonier. Ce am aici? Niște castraveți cornișon, la codul, pe care îl vând eu și care s-a dat, pe care l-am și crescut. O să vă arăt avantajele acestui castravete. Bun. Mi-a pornit irigarea automată la flori. S-a auzit. Da? Aici dispozitivul. Prinde florințele. Și la punem automat cu programul. Bun, revenim la castraveți. Ce avantaje la un hibrid, soi bun de legume? Păi, cel mai important este că fie că îi las așa, nu-i culeg sau îi las intenționat, da, până la mai mari, fie că îi culeg mici sau mari, el își păstrează prioritățile, să zic așa, gustul. Da? O să încerc să rup unul. Să bag. O să pun telefonul jos, că nu pot. Da? Și o să vă arăt că el a făcut semințe. Dar gustul și l-a păstrat. Da? Nu s-a înmuiat. Așa de obicei cresc la modul de creștere lor gazonier. Gazonier vine de la gazon. Întinși pe pământ. Cum creșteau și nu mai sunt încă grădinari la curte, da? Ca au spațiu. Avantajul nu stai să-i susții. Normal, cornișonul atât se culege, da? Între 8 și 12 cm. Să poți să-l pui la murat sau și folosești, da? Nu are semințele atât de mari. E mai crocant. Dar avantajul la un cornișon bun e că nu-și pierde gustul măcar. Îl folosești la salată. Eu recomand culegerea lui până în 12 cm. Nu pierzi la gust, dar pierzi la producție. Pentru că nutrientul mi se duce mult în ăsta mare, da? Dacă stau să-l fac dita mai balenca, mie mi-au căzut niște lucruri fiind plecat. Pierzi celul la rod de sus, crește mai greu. Și în loc să fac producție de calitate, da, maximă, o să fac deși numai de salată. Păi nu mă interesează doar de salată. Mă interesează să pot să-i pun să iau peste an, să nu cumpăr porcării din magazin. Vă salut, numai bine!